Misiunea prin simplitate. Faceți cunoștință cu Andrew, Carlos, Miriam, Becca și Fernando. Ei gândesc într-un mod simplu, schimbând înfățișarea blocurilor din cartier, unul câte unul. Simplitatea nu este doar un nume pentru lucrarea lor. Abordarea simplă pe care o folosesc reprezintă cheia succesului oricărei lucrări în mediul urban. Misionarii proiectului Simplitatea studiază despre localnici pentru a-i cunoaște mai bine. După ce ajung să-i cunoască pe vecinii lor, ei își îndreaptă atenția către ambele părți ale străzii unde vor să lucreze. Scopul lor este să stabilească relații stabile și de durată cu vecinii lor. Aceasta este o regiune relativ săracă. Oamenii de aici au mai multe slujbe și prea puțin timp pentru familie și activități gospodărești. Așa că misionarii le oferă o mână de ajutor. Eu ajut la curățenie, iar aceasta este una dintre activitățile mele preferate. Să ies pe stradă, adunând gunoiul, astfel încât oamenii să vadă că există cineva în zonă căruia îi pasă de cartierul lor. De fapt, aceasta este metoda mea favorită de a-i contacta pe oameni. Am mers din ușă în ușă, întrebându-i dacă vor să le curățăm curtea, să tăiem iarba sau să plantăm flori. Mulți dintre ei ne-au dat permisiunea să facem aceasta, așa că am făcut-o în fiecare săptămână. O doamnă din colțul străzii ne-a spus că nu știa cine suntem sau ce aveam de gând să facem, dar că ne-a văzut făcând curățenie și și-a dat seama că facem un lucru bun. Mai sunt și reacții de genul, oamenii aceștia au grijă de comunitatea noastră, deci ar trebui să facem și noi același lucru. Așa că oamenii și-au luat uneltele și ne-au spus că de acum încolo vor avea ei grijă de curțile lor. Trebuie să găsim o cale să le arătăm oamenilor creștinismul, să-L vadă pe Iisus în ceea ce facem. Ei trebuie să vadă că în ciuda lucrurilor din cultura lor, în ciuda ceea ce văd la televizor sau în ciuda percepției din jurul lor, creștinismul contează în viețile lor. Acest lucru le face bine într-un mod concret. Pentru oricine trece pe stradă, este evident că acest cartier este diferit, este curat, este frumos și înfloritor. În această zonă sunt mulți imigranți cărora le este greu să se descurce din cauza barierei lingvistice. Așa că misionarii și voluntarii îi învață limba engleză. Unul dintre profesori, Carlos, este din Mexic, iar limba engleză este nouă pentru el. A ajuns aici în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Astăzi, el știe foarte bine limba engleză și a decis să împărtășească și cu alții cunoștințele lui. Carlos a ales Biblia ca unul dintre manualele sale. El crede în puterea lui Dumnezeu de a-l face chiar și pe un mut să vorbească. Folosind Biblia, Carlos îi pregătește pe elevii lui pentru o viață de slujire cu ajutorul noii limbi pe care o învață. Este foarte frumos. Este o experiență de neuitat să înveți să vorbești engleza și în același timp să înveți despre Dumnezeu și de ce este înțelept să ne temem de El, pentru că El este Cel care ne dă viață. Pe măsură ce elevii încep să vorbească fluent limba engleză, ei primesc asistență în alegerea unei cariere și în găsirea unei slujbe. Acesta este un proiect simplu, dar îi ajută pe oameni acolo unde au cea mai mare nevoie. Ca și atunci când Iisus a vindecat un om orb, acest proiect îi ajută pe oameni să înțeleagă și să se descurce într-o cultură diferită. Un alt serviciu foarte solicitat de aici este educația copiilor. Părinților muncesc mult, iar ei își petrec mult timp singuri. Așa că misionarii proiectului Simplitatea îi adună pe copii în mod regulat și învață să folosească timpul în mod înțelept. Copiilor le plac atât de mult aceste întâlniri, încât vin deseori și singuri. Pentru că este distractiv. Îmi place să învăț despre Noe și Isus.
pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, pentru activități, pentru că este distractiv și aduce bucurie în viața noastră. Copiii lui Michelle vin și ei la acest centru. Pentru ea, proiectul Simplitatea a fost o salvare. A aflat despre acest centru atunci când Andrew a vizitat-o acasă pentru a-i pune câteva întrebări. Era extrem de neajutorată în acel moment. Se afla în cel mai negru moment al celei mai dificile situații din viața ei. Atunci când misionarii de la Simplitatea au venit la ușa mea, nici măcar nu doream să-i văd. Avea o listă cu toate serviciile pe care le ofereau în cartierul nostru. Unul dintre aceste servicii se referea la studiul Bibliei, altul la ajutor financiar, tot felul de oferte. Le-am bifat pe toate, pentru că, în sinea mea, întotdeauna am dorit să studiez Biblia, dar nu am avut ocazia. Așa că am devenit interesat. Cu cât își arăta interesul cu privire la ajutorul oferit de misionari, Michelle a început să se deschidă înaintea lor și s-a simțit legată în mod pozitiv de ei. Misionarii au rugat-o să se roage pentru situația ei. Faptul că i-au fost luați copiii de către serviciile sociale a fost o experiență devastatoare pentru ea. A fost foarte greu să-mi pierd copiii, așa că am început să mă rog. Atunci am simțit ca un sentiment plăcut de căldură care m-a cuprins din creștetul capului spre gât și dintr-o dată m-am simțit fericită. Am avut un sentiment copleșitor că totul o să fie bine, că îmi voi recupera copiii. Așa că nu puteam să mă despart de acest sentiment plăcut, la fel cum nu am putut să mă despart de sentimentul dureros al despărțirii de copiii mei. Însă, sentimentul plăcut a pus stăpânire pe mine. Știam că o să-mi recuperez copiii. În mod miraculos, serviciile sociale i-au dat înapoi copiii chiar în ziua următoare și au cerut chiar scuze pentru incident. Acum, Michelle nu avea decât să învețe despre cum Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor și cum poate El să rezolve cele mai complicate probleme. Pe măsură ce studiază Biblia, a început să ia decizii importante în viața ei. A început să participe la evenimentele organizate de centrul misionar, s-a lăsat de fumat și chiar s-a oferit ca voluntar. Pe măsură ce misionarii proiectului Simplitatea leagă relații cu oamenii din acest cartier, ei le arată că vor să ajute în orice domeniu în care au nevoie. Aceasta este ceea ce sperăm să transmitem comunității, că suntem aici să ajutăm, să înțelegem nevoile lor, să îi ajutăm să înțeleagă că ne pasă cu adevărat de ei, de familiile lor și de viețile lor. Trebuie să fii tu însuți cu ei, să le arăți că nu vrei nimic de la ei, că ai venit doar să oferi, să dai ceea ce ai, să faci totul ca să le îmbunătățești viețile. Do whatever is in your hands, in your reach, to help and to try to improve their life. We work really hard to let people. Lucrăm din greu pentru a ajuta pe oameni să înțeleagă că nu suntem aici doar pentru a le oferi studii biblice sau pentru că am vrea să obținem ceva de la ei, ci dacă ei au nevoie de un prieten, vom trece pe la ei de câteva ori pe lună pentru a le fi alături. Desigur, ne bucurăm să studiem Biblia cu unii dintre ei. Deja o facem de o bucată de timp. Dar nu ne descurajăm, ci vrem să le arătăm că suntem interesați cu adevărat de ei. A oferi studii biblice îmi oferă o bucurie deosebită, pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și în el găsim o libertate incredibilă. Mulți oameni se confruntă cu vicii, cu poveri, probleme și încercări, iar în această carte există o mângâiere prețioasă pe care ei o pot găsi. Iisus a înțeles pe oameni. El a știut cum să se împrietenească cu ei și să-i binecuvânteze. Faptele simple de bunătate predică inimilor oamenilor care încă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Pentru a înființa mai multe centre de acest gen în zonele urbane, vă rugăm să vă rugați ca Duhul Sfânt să-i conducă pe toți acești misionari ai lui Dumnezeu să evangelizeze prin faptele lor. Cu toții putem ajuta cu ceva în această lucrare simplă din orașe. În următorul episod vom vizita locuri incredibile de pe fața Pământului. Unul dintre cele mai frumoase locuri de campare din Alaska. Iar apoi vom merge pe cealaltă coastă a Pacificului, unde vom vedea școli adventiste care îi educă pe copii, pregătindu-i să fie regi, regine și reprezentanți guvernamentali în insulele Microneziei.